mașa mea mi-a distrus nunta. Eram împreună cu Alin, cu iubitul meu de 3 ani, însă nu eram căsătoriți. Aveam o viață minunată alături de el și multe planuri de viitor. Reușisem deja să ne luăm un apartament în rate și tot ce ne mai lipsea era un bebeluș. Însă înainte de a avea bebelușul, am decis să facem nunta. Mi-am organizat totul, însă când a venit vorba de naș, eu am vrut să o rog pe buna mea prietenă să-mi fie nașă. Încă de mici copile am crescut împreună și chiar dacă anii trecuse peste noi, relația noastră rămăsese la fel de frumoasă. Puteam să spun că este sora mea, atât de bine ne înțelegeam. Însă soțul meu mi-a zis că ar fi bine să alegem o prietenă de-a lui. Am făcut așa cum a vrut soțul meu și am ales ca nașa și cu nașul să fie cei pe care i-a ales ei. Însă nu am crezut că nașa îmi va putea face așa ceva. La cununia civilă a venit îmbrăcată într-o rochie albă, identică cu a mea. Am simțit că înnebunesc. I-am spus soțului meu, însă el mi-a spus că poate pur și simplu nu a realizat ceea ce face. Doamne, mă simțeam plină de nervi. Am încercat să o iert, să-i găsesc scuze, dar tot nu reușeam. Însă când am mers la biserică și mai apoi la restaurant, nașa a venit îmbrăcată tot într-o rochie albă lungă. Am simțit că iau foc. Nici nu mai părea că sunt eu mireasa, ci părea că ea este mireasa. Dar asta a fost doar o mică parte din ceea ce mi-a făcut nașa. Și-a invitat la nuntă o prietenă care de fapt era fosta nevastă a soțului meu. Împreună cu acea femeie, au băut amândouă peste măsură și au făcut dezastru. S-au urcat pe mese, au vărsat farfuriile cu mâncare pe jos, iar la final, când a fost adus tortul, ele s-au dus repede în întâmpinarea ospătarilor și a fost scăpat tortul. Am început să plâng și am ieșit afară. Nunta mea fusese un dezastru. Mă tot uitam să văd dacă soțul meu vine după mine să mă consoleze. Aveam nevoie de sprijinul lui, însă el nu a venit. Când m-am dus înapoi în restaurant, soțul meu dansa cu fosta lui soție. Am plecat în lacrimi de la propria mea nuntă. Și nu, nu erau lacrimi de fericire. Am ajuns acasă și m-am încuiat în dormitor. Am plâns 3 zile. Soțul meu încerca să se scuze și să mă facă să-l iert. Însă nu mai era nimic de iertat. Eram decisă să-l părăsesc. I-am spus doar atât. Rămâi cu fosta ta soție, cu nașa sau cu cine vrei tu. Am nevoie de un bărbat care mă protejează de rău, nu de unul care aduce răul în viața mea. Nu m-am mai căsătorit. Chiar și astăzi sunt singură. Acea noapte a fost una dezastruoasă pentru mine. Nu doresc nimănui să treacă prin așa ceva. Morala poveștii: aveți grijă când vă alegeți nașii. Alegeți nași cu inimă bună, de care să fiți foarte apropiați, pentru că ei vă vor fi precum niște părinți în căsnicia voastră. Dacă ai ajuns până la finalul poveștii, lasă o inimă în comentarii și asigură-te că ne urmărești.